Matt, mașina de poliție. Uite că vine patrula. Orașul mașinilor e în siguranță când Matt și Frank supraveghează străzile. Oh-oh! Frank îl avertizează pe Matt despre ceva. Oh, e o cărămidă în stradă! Și acum Matt are o gaură! Nu va putea patrula prin oraș cu roata spartă. Frank! Îți poți folosi cârligul să-l duci pe Matt la garajul lui Tom? Băieți, nu uitați nimic? Ar trebui să luați cărămida, ca să nu se mai rănească cineva. Perfect! Ce ciudat! Tom are mulți clienți astăzi. Și toți au cauciucurile sparte, exact ca și Matt. Se pare că au dat peste cărămizi și s-au rănit și ei. Să sperăm că Tom îl poate repara pe Matt repede, ca el și Frank să înceapă investigația. Scuze de deranj, Tom. Văd că ești foarte ocupat azi. Dar Matt chiar are nevoie de ajutor. A dat peste o cărămidă care era pe drum și acum are pană. Matt și Frank trebuie să afle cine e în spatele poveștii și să o oprească cât de repede. Crezi că îl poți repara următorul? Poți intra, Matt? Asta este. Ușor și cu treabă bună. E timpul să montăm un cauciuc nou. Mulțumim mult că l-ai reparat pe Matt atât de repede, Tom. Și vă mulțumim și vouă, celor de la coadă. Acum Matt și Frank pot afla cine a pus toate cărămizile pe drum. Hei, uite-l pe tractorul Ben. Ar putea ști ceva despre cărămizi. Poate ar trebui să-l întrebi. Ben nu știe nimic despre cărămizile misterioase? Dar v-a dat vreun indiciu? Ben îi aștepta pe platforma Flavii și pe excavatorul Edgar să livreze niște cărămizi ca să poată construi un zid? Cred că poate fi un indiciu. Să mergem să-i găsim. Mulțumim de informație, Ben! Uite-i pe Flavii și pe Edgar. Dar nu au nicio cărămidă pentru Ben. Poate le-au scăpat pe șosea în oraș. Să-i întrebăm? Cineva a furat cărămizile? Stați liniștiți, băieți. Matt și Frank vor găsi hoțul. Wow, ce aproape! Cred că cineva a furat cărămizile de la Flavi și Edgar și le-a aruncat intenționat în oraș. Dar cine ar face așa ceva? Ha! Ar fi trebuit să știm! E Tyler! El de obicei face așa ceva.
Ai fost prins, Tyler? Știm că tu ai furat cărămizile de la Flavi și Edgar și le-ai împrăștiat pe drum. Poate că a fost distractiv pentru tine, dar nu și pentru ceilalți. Bună idee, Matt! Tyler trebuie să-și învețe lecția. Poate ar trebui să adune toate cărămizile și să le dea înapoi lui Flavi și Edgar. Frank are dreptate, Tyler. Ar trebui să ajuți constructorii să repare șoseaua de asemenea. Ați făcut o treabă minunată, băieți! Orașul mașinilor este în siguranță din nou, iar Flavi și Edgar vor primi cărămizile înapoi, iar Ben va putea în sfârșit să-și construiască zidul.